Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Mii de vasulieni care muncesc sau care au călătorit în străinătate au fost amendați în ultimele două săptămâni, fie pentru că nu au completat formularul digital la intrarea în țară, fie pe motiv că l-au completat greșit. Sunt însă și foarte multe persoane care au urmat toate procedurile dictate de autoritățile statului român și cu toate acestea s-au trezit cu amenda maximă de la Direcția de Sănătate Publică. Este și cazul lui Andrei, un vasulian care la sfârșitul lunii decembrie s-a întors din Anglia, unde a stat o săptămână în vacanță împreună cu soția și copiii. Pentru a putea călători dus cu avionul, vasulianul a plătit pe test aproximativ 1800 de lei, în condițiile în care biletele de avion au costat 1900 de lei. În plus, Andrei și soția lui sunt vaccinați cu 3 doze de la Pfizer, iar cu câteva ore înainte de a se îmbarca în avionul spre România, au completat și acel formular digital, document care a fost verificat inclusiv de organele cu atribuții de control din aeroportul din Iași. Totul bine și frumos până ieri, când cei doi s-au trezit cu câte 3000 de lei amendă de la Direcția de Sănătate Publică Vaslui. Am completat toate documentele, toate formularele posibile, am făcut și vaccinul și cu toate astea ieri am aflat că și eu și soția trebuie să plătim două amenzi de câte 3000 de lei fiecare. Cei de la DSP Vaslui ne-au comunicat că formularele noastre digitale nu există în baza lor de date. Le-am arătat că avem acele formulare, dar decizia lor a fost de neclintit. Ne-au spus că singura soluție de a anula acele amenzi este să contestăm în instanță. Mi se pare nedrept să fie amendat cu o sumă așa de mare de către niște autorități care au problemele lor interne ce țin de baza de date. Când știi că nu ai pusă la punct infrastructura informatică, nu dă amenzi maxime. Statul român te amendează pe nedrept, apoi, în loc să-și recunoască greșeala și să-și ceară scuze, tot pe cetățean îl pune să meargă prin instanțe pentru a cere anularea amenzii. Asta este respectul pe care l-are statul față de cetățenii săi, a declarat vasluianul amendat pe nedrept de DSP Vaslui. Din nefericire, Andrei nu este un caz unic în județul Vaslui, sute de persoane fiind amendate din cauza unor erori ale instituțiilor. Aproape 1000 de firme din județul Vaslui și-au încetat activitatea anul trecut. Numai puțin de 578 de societăți au fost radiate din Registrul Comerțului. Una din principalele cauze care au condus la închiderea afacerilor este lipsa de creditare. Fără a avea putere financiară, agenții economici locali nu au putut contracta împrumuturi de la bănci cu care să își susțină activitatea sau să lanseze noi investiții. Ministrul Mediului a dat asigurări că lemnul de foc nu va dispărea din gospodării. Vasluienii care au sobe sau centrale pe lemne nu au motive să fie îngrijorați. Tancios Barna, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a precizat că în următorii ani nu se va interzice folosirea lemnului de foc în gospodării, așa cum se vehiculează în spațiul public. Un lucru este cert, nu se elimină în niciun caz lemnul de foc din balanța energetică și nu se interzice în niciun caz folosirea lemnului de foc în gospodării, dar sunt și eu convins că se poate mai bine. Putem avea centrale individuale pe lemn mai eficiente. Putem învăța cetățenii cum să folosească mai eficient această resursă și astfel putem reduce, păstrând confortul, consumul de lemn, a mai declarat ministrul Tancios Barna. Sentință blândă pentru 13 indivizi de etnie romă din orașul Murgeni, cu vârste cuprinse între 16 și 38 de ani, acuzați de comiterea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare și violare de domiciliu. Cu excepția unui singur bărbat care are 2 ani de închisoare cu executare, acesta fiind deja încarcerat pentru altă faptă, 12 infractori au fost condamnați cu suspendare. Toate s-au întâmplat în 24 și 27 iulie anul trecut, când clanurile Ștefan și Tăna și Siminoc s-au păruit și s-au tăiat pentru furtul unui telefon, când hoțul a fost luat la întrebări de păgubit, iar acesta din urmă a fost înjunghiat, ajungând în stare gravă la Iași. Cum așa ceva nu rămâne nepedepsit, tatăl celui înjunghiat a venit val vârtej din străinătate acasă și împreună cu rebedeniile au năvălit peste hoțul telefonului, care s-a apărat și el cu rudele din dotare și astfel a ieșit o încăierare de toată frumusețea, care i-au pus capăt doar mascații. Fiind prezentați în instanță la judecată, se arată încă o dată că justiția este oarbă de-a binelea. Conform datelor Casei Județene de Pensii Vaslui pentru anul 2022, cotele de contribuții de asigurări sociale sunt următoarele: 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, 4% datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute de legea 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, 8% datorată cazul condițiilor
condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în legea 263, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în sectorul de construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute de articolul 60.5 din legea 227. Un tânăr din Vaslui a fost implicat într-un scandal sexual la Iași. O studentă în vârstă de 21 de ani din Iași pretinde că a fost violată de un tânăr din Vaslui după ce acesta a plimbat-o mai multe ture prin oraș. Ulterior, bărbatul a dus-o la o pensiune din Tătăraș, unde ar fi forțat-o să întrețină relații sexuale. Varianta fetei a fost infirmată însă de medicii legiști care nu au observat urme de viol în urma examinării. Cu toate acestea, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol. Casa Națională de Pensii Publice face noi precizări cu privire la impozitarea pensiilor mai mari de 4.000 de lei. Mai precis, pensionarii cu pensii mai mari de 4.000 de lei vor plăti contribuția la sănătate de 10% începând cu anul acesta. Mare atenție însă, procentul de 10% se va aplica sumei care depășește 2.000 de lei. Spre exemplu, dacă aveți o pensie de 6.000 de lei, vi se va impozita doar suma de 4.000 de lei, ceilalți 2.000 de lei fiind neimpozabili. Străzile care aparțin de orașul Negrești vor fi asfaltate în cursul acestui an. Municipalitatea are un proiect care vizează asfaltarea străzilor pe 5 loturi: Valea Mare, Parpanița, Poiana, Căzănești și strada Abator. Imediat după semnarea contractelor de finanțare, primăria Negrești va emite ordinul de începere a lucrului, astfel încât pe perioada de iarnă să fie realizate lucrările de pietruire și pregătirea terasamentului pentru turnarea covorului de asfalt. Vești proaste pentru directorii de școli cu rată mică de vaccinare în rândul profesorilor și al angajaților. Aceștia vor fi schimbați din funcție, iar aceeași situație se poate întâmpla și în cazul inspectorilor școlari. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat că va lua legătura cu inspectorii generali pentru a vedea de ce nu au încurajat vaccinarea. Sunt școli din toate județele. Vom lua măsurile posibile din punct de vedere legal pentru directorii acelor școli și poate chiar și la nivel de inspectorat școlar județean. Atunci când ai o rată de vaccinare de 50-55%, sub 60%, putem să mai găsim explicații. Dar atunci când ai o rată de vaccinare și avem câteva școli cu o rată de vaccinare de 10%, acolo este clar că directorul școlii, conducerea școlii, nu a avut o abordare proactivă pentru a încuraja vaccinarea, ca să nu presupun că au existat și îndemnuri împotriva vaccinării din partea celor directori, a explicat Sorin Câmpeanu. După un an de la startul campaniei naționale de vaccinare anti-SARS-CoV-2, peste 221.000 de doze de vaccin au fost administrate la nivelul județului, evident cele mai multe populației din mediul urban. Așa cum rezultă din cea mai recentă situație realizată pe fiecare OAT în parte, cele mai mari procente ale persoanelor imunizate se înregistrează în Muntenii de Jos, 37,25%, Bârlad 35,53%, Huș 34,9%, Arsura 31,74% și Drânceni 10,85%. La polul opus, cele mai mici rate de vaccinare se înregistrează în comunele Iana, 9,19%, Dragomirești, 9,62%, Rafaila, 9,66%, Băcești, 10,5% și Coroiești, 11,05%. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.